Partener al emisiunii Starnet, viitorul începe cu tine. Stimați concetății, Campania electorală pentru alegerea președintelui Republicii Moldova este în plină desfășurare. În următoarele trei săptămâni, cu toții vom fi supuși unor tiruri informaționale menite să ne convingă să facem alegerea în favoarea unui candidat sau altuia. De fapt, fluxurile informaționale vor fi din partea a 2 trei candidați. Mesajele celorlalți vor fi dizolvate în așa zisele dezbateri electorale. Acum este important să luăm măsuri de precauțiune, în special față de cei care ne vor inunda cu mesaje propagandistice. Să stăm strâm și să gândim drept. Să ne întrebăm cine are nevoie de propagandă masivă, evident, cei care vor să ne schimbe atitudinea față de ei. De exemplu, ce nu știm noi despre candidații puterii. Știm totul, doar ei ne au guvernat în ultimii șapte ani de zile. Dar ce nu știm noi despre candidații opoziției sau despre cei independenți? Despre candidații opoziției nu prea știm prin deosebesc ei de candidații puterii. Ce alternativă ne pot oferi? De ce trebuie să-i credem că nu vor călca pe urmele actualelor guvernanți? Despre candidații independenți, în general, nu știm practic nimic. Acum, dacă cei despre care știm totul vor să ne schimbe atitudinea față de ei, înseamnă că înțeleg perfect că această atitudine a noastră este una foarte proastă. Ei știu foarte bine cu ce ochi îi vedem noi. Mai mult, ei ne-au dat dreptate atunci când noi ne-am revoltat la anunțarea furtului miliardului. Ei ne-au confirmat că suntem în drept să ne revoltăm, dar ne-au spus că nu ne revoltăm corect. Dar poate au dreptate atunci când ne spun că noi, cei furați și umiliți sub lozincile lor europene, nu ne revoltăm corect. Noi poate le-am dat dreptate dacă nu am ști cum au manipulat și mințit opinia publică. Iar dacă au manipulat-o atunci când noi ne revoltam și ei recunoșteau legitimitatea revoltei noastre, de ce nu ar face-o și acum când vor atât de mult să ne schimbe opinia noastră despre ei? Să vă dau câteva exemple. Vă amintiți cum ne descurajau ei anul trecut ca să nu participăm la proteste? Aproape în ajunul fiecărui protest ne anunțau că poliția a descoperit un arsenal cu arme în preajma locului desfășurării acțiunilor de protest. Vă amintiți cum ne amenințau cu vărsări de sânge? Guvernanții știau foarte bine că pericolele adevărate nu veneau din partea cocktailurilor Molotov pe care le-ar fi descoperit ei, ci din partea atitudinii noastre cetățenești, din partea valului de nemulțumiri. Sigur, guvernanții erau în drept să se aștepte la excese, dar ei nu au putut calcula că pericolul nu venea din partea unor sticle cu cocktailuri Molotov, ci din partea unor găleți cu cocktailuri lactate. Cum se zice, unde dai și unde crapă? Tragi cu tunurile mediatice în cetățenii revoltați și nimerești drept în lapte? Sau să luăm un alt caz pentru a ilustra perfidia propagandii guvernanților? În vara anului trecut, când noi ne revoltam în stradă, s-a întâmplat ca să revină în țară de peste hotare un fost politician care încă în 2014 a decis să se consacre totalmente cercetărilor științifice. Este vorba despre nimeni altul decât domnul Mart Caciuc. Vă amintiți ce isterie a ridicat și menținut timp de două, trei luni de zile media holding coordonatorului guvernării. Vă amintiți ce conspirații și scenarii apocaliptice ne servea propaganda despre coordonarea manifestărilor noastre de către cetățeanul respectiv, despre mâna Moscovi, soldații din Donbass și multe, multe alte năzdrăvănii. Vă amintiți cum susținătorii fideli ai guvernării dizolvau folclorul nostru cu înțelepciunea lor neaușă, adăugând la proverbul capul plecat sabia nu-l taie, zicale distorsionate gen luce băi trusam ce-mi trupăm, adică e mai bine să fii laș decât fruntaș, doar nu știi ce pericol te paște dacă te revolți de nedreptatea guvernanților care au admis doar un furt de un miliard de dolari. De ce vă amintesc despre aceste episoade? ca să înțelegeți câtă încredere puteți avea în această mașină propagandistică care vrea să vă convingă să vă schimbați atitudinea față de guvernare. Pentru această mașină propagandistică a fost ceva absolut normal să demonizeze un concetățean de al nostru, atribuindu-i lucruri de care acesta habar nu avea. Doar scopul scuză mijloacele, nu așa? Dar cu ironia sorții nu te joci. În decembrie 2015, coordonatorul a dorit să devină premier, iar președintele Timofti l-a refuzat, invocându-i reputația compromisă. Vă amintiți cum au reacționat susținătorii guvernării și presa afiliată? Chipurile, problema în demonizarea chipului coordonatorului de către oponenții acestuia. Vedeți câtă perfidie din partea celor ce umblă cu gălețile de dohot prin spațiul nostru mediatic. De parcă ei n-ar ști maxima ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar atunci când controlezi 80% din spațiul mediatic, nu-ți pasă de prevederile nici a acordului de asociere, nici a foiei de parcurs prin care te obligi să demonopolizezi presa electronică. Fiindcă doar interesul poartă fesul. nu e așa? Dar în pofida dominației spațiului mediatic, sondajele din ultimii doi ani arată că numărul celor revoltați care văd soluția în schimbarea guvernării este de peste 70%. Adică mașina propagandistică trage tiruri puternice, dar nimerește în lapte. Cu toate acestea, măsurile de protecție trebuie luate. Acum vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o idee de experiment care ne-ar ajuta să vedem turațiile sterile ale mașinii propagandistice. Știți că exponentul oficial al guvernării și-a stabilit o nouă prioritate: educația, pe care o promovează cu insistență. Eu zic că nu e rău deloc, e chiar bine. Acest exponent este de profesie economist, a fost ministru al economiei. Partidul pe care îl conduce a stat în fruntea Ministerului Economiei noastre în ultimii șapte ani de zile. Acest minister a participat la privatizări și concesionări, inclusiv a băncii de economii și a aeroportului. Și este de mirare că acest exponent nu ne vorbește despre realizările economice, dar se apucă de educație. Mai mult, Partidul condus de acest exponent a fost responsabil și de sfera noastră socială în ultimii șapte ani de zile. Acest partid a tăiat recent 2 miliarde de lei din buget, preponderent din banii alocați sferii sociale, inclusiv educației. Și iată că despre aceste lucruri de mare interes pentru societate nu ne vorbește, dar ne vorbește despre prioritățile în educație, de care este responsabil partenerul de guvernare care afirmă că. Totul a ieșuat în țara noastră, totul e pierdut. Domneastră, cum credeți? De ce procedează așa? Probabil fiindcă crede că dacă partidul exponentului nu a fost niciodată responsabil de învățământ, atunci înseamnă că anterior nu a făcut promisiuni în acest domeniu. Deci, nu poate fi prins cu întrebări despre promisiunile neonorate, cum e în cazul promisiunilor privind investițiile anuale de miliarde de dolari, pensii dublate pe durata unui singur mandat. Numai că exponentul respectiv a uitat că domeniul învățământului în țara noastră are un specific. Primele întrebări adresate celor care ating problema respectivă sunt: În ce limbă are loc predarea în școli? În română sau în moldovenească? Ce trebuie să studieze elevii? Istoria românilor sau istoria Moldovei? Dacă veți avea ocazia. Puneți exponentului guvernării aceste două întrebări în fața camerelor media holdingului. Ulterior, urmăriți cum sunt reflectate răspunsurile în eter. Apoi, faceți concluzia despre câtă încredere se poate avea în exponentul respectiv și media holdingul cel promovează. Noi ne revedem mâine al vostru, domn președinte.